Potrivit poliției județene Suceava, dosarul penal în cadrul căruia Tribunalul Suceava a emis autorizațiile de percheziție este instrumentat de DICOT, Serviciul Teritorial Suceava. În cooperare cu Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, Biroul Fraude Vamale și DIPI, iar suportul informativ a fost asigurat cu sprijinul SRI. Sursa citată precizează că 42 de percheziții au fost desfășurate de structurile de poliție judiciară din cadrul IPJ Suceava, iar alte 12 au fost făcute cu sprijinul lucrătorilor din cadrul Poliției de Frontieră. În acest caz au fost emise 21 de mandate de aducere pentru persoane bănuite de introducerea, transportul, depozitarea sau comercializarea țigaretelor de contrabandă. Potrivit IPJ Suceava, activitatea infracțională a fost derulată în perioada 2014-2015, iar prejudiciul estimat până la această dată este de peste 2.500.000 de lei.